Dumnezeu spune despre tine că tu nu mai ești străin, ci faci parte din familie. Filipeni, capitolul 2, versetul 9, spune, 19, spune așa, așa, dar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei și sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Nu vrei să faci parte din casa lui Dumnezeu? Nu vrei să faci parte dintre sfinți? Nu vrei să faci parte din familia lui Dumnezeu? Dacă vrei lucrul acesta, nu-ți lipsește decât un lucru. Primește-l pe Isus în viața ta. dă viața ta lui și spune-i, Doamne, de astăzi, eu vreau să fac. Parte din casa ta, din familia ta. Nu vreau să mai fiu singur, să îmblu în lucrurile mele, să fac lucrurile mele, ci vreau să fiu împreună cu tine. Vreau să fiu lucrător în casă cu tine. Și cum spune așa, dar voi nu mai sunteți nici trăini, nici oaspeți. Nu mă vii în casa lui Dumnezeu, în casa de rugăciune ca oaspete. Deci nu mai vii nici ca oaspete, nici ca străini ai case și sunteți împreună cetățeni. Să fim împreună cetățeni, împreună cu Sfinții oameni din casa lui Dumnezeu. Și atunci, iubiții Domnului, vom face parte din casa lui Dumnezeu. Să ne ajute, iubiții Domnului Dumnezeu, la lucrul acesta, pentru că face foarte mult ca noi să facem parte din casa lui Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20, cuvântul ne vorbește nouă astfel. Dar și noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Vedeți, iubiții Domnului, cum am mai, eu mai spus de multe ori, noi nu trebuie să ne lipim de pământul acesta, căci casa noastră nu este aici ci casa noastră este dincolo, este în ceruri. Asta trebuie să ne, să ne facă pe noi și să luptăm. Noi trebuie să luptăm pentru lucrul acesta ca să fim, să luptăm pentru casa de acolo de sus din ceruri. Nu pentru casa aceasta de pe pământ care să se duce. Asta că spune cuvântul lui Dumnezeu că la timpul potrivit noi așteptăm după, după promisiunea lui un pământ nou și un cer nou în care va locui neprihănirea. Deci toate lucrurile acestea se vor, vor, duce, dar ceea ce rămâne este doar Dumnezeu, că și El este veșnic. De aceea doresc, iubiții Domnului, ca noi să fim cetățeni din casa Lui Dumnezeu. Și din, din Efeseni, capitolul 3, cu versetul 15, cuvântul ne spune așa, din care își trage numele orice familie din ceruri și de pe pământ. Adică, iubiții Domnului, dacă eu nu mai sunt străin, nu mai sunt nici oaspete și sunt împreună cetățeni cu sfinți în casa lui Dumnezeu, deci eu atunci, cu siguranță, că de acolo mi se trage numele și de acolo este orice nume și orice familie din cerul și de pe pământ. De aceea, iubiții Domnului, doresc ca noi toți să fim cetățeni și să fim cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, adică să fim din familia lui Dumnezeu. De aceea, iubiții Domnului, este necesar ca noi să ne luptăm pentru lucrurile acestea. Noi dacă nu ne luptăm pentru lucrurile acestea și ne luptăm mai mult pentru lucrurile acestea de pe pământ, de pe pământ care sunt trecătoare, atunci eu nu pot să mai spun că sunt șetățean al cerului. Nu pot să mai spun că, că eu sunt <coughs> om din casa lui Dumnezeu. De aceea, iubiții Domnului, Mă repet din nou, trebuie să luptăm pentru lucrul acesta ca să fim cetățeni ai casei lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit pentru toată lucrarea lui. Că, cum am citit cuvântul din Filipeni, din capitolul 3 cu, cu versetul 20, spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Hristos. Deci iubiții Domnului, noi trebuie să înțelegem că dacă noi rămânem în lumea aceasta, lumea aceasta, cum a zis va peri, versetul nou își spune că, că sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pânteșile și slava lor este rușinea lor, și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Deci iubiții Domnului, noi trebuie să ne dezlipim. Inima de, pămâ de pe Pământul acesta. Și inima noastră să fie lipită de Dumnezeu, de acolo de unde noi avem și cetățenia. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că dacă noi vom lupta pentru lucrul acesta, este un lucru bun pentru noi. Dacă luptăm pentru pământ, sfârșitul este pierzarea și rușinea noastră. De aceea doresc ca noi să luptăm pentru cetățenia de acolo din ceruri ca să fim din familia lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Său. <coughs> cum, cum spune versetul 15 din Efeseni, capitolul 3, versetul 15, dar din care își trage numele orice familie. Deci noi ne tragem numele din ceruri, pentru că noi suntem creați de Dumnezeu, dar pentru că suntem născuți în păcat și omul, Dumnezeu a lăsat omului liber la alegere, omul fiecare alege ce dorește. De ce, iubiți Domnului, eu doresc ca noi să fim cetățenii ai cerului, nu al pământului. Doresc ca noi să fim din aceia care luptăm pentru lucrurile acestea de, de sus din cerul, nu pentru cele de pe pământ. Ca să nu mai fim nici străini, nici oaspeți, ci să fim ci să fim oameni, să fim cetățeni cu sfinții și oameni din casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și doresc ca lupta noastră pe acest pământ să fie pentru casa de acolo de sus din ceruri. Vă binecuvinteze numele Domnului. Amen!